Pentru a putea deține un permis de conducere auto, șoferii trebuie să fie apți din punct de vedere fizic și mental. Astfel, înainte de susținerea examenului auto, se întocmește fișa medicală pe baza evaluării candidaților. Cu toate acestea, apariția unor boli după intrarea în posesie a permisului de conducere poate suspenda dreptul de a conduce legal o mașină. Iată care sunt acestea. Epilepsia, afecțiune neurologică ce poate provoca convulsii și pierderea conștienței, iar un episod de convulsii în timpul condusului poate reprezenta un pericol serios pentru ei, dar și pentru ceilalți participanți la trafic. Boala Parkinson, afecțiune progresivă a sistemului nervos, poate afecta abilitățile motorii și coordonarea mișcărilor și pot reprezenta riscuri pentru siguranța rutieră. Afecțiuni oftalmologice severe. Persoanele cu glaucom avansat sau degenerescență maculară pot întâmpina dificultăți în a vedea semnele de circulație, marcajele rutiere sau pe ceilalți participanți la trafic. Tulburările de anxietate severe sau depresia pot influența concentrarea și deciziile, ceea ce poate crește riscul de accidente. Afecțiunile cele mai des întâlnite pentru care se poate retrage permisul auto sunt boala cardiacă, ce poate duce la episoade de leșini, slăbiciune sau amețeli, și diabetul zaharat poate crea fluctuații ale nivelului de zahăr din sânge, ceea ce poate afecta funcțiile cognitive și abilitățile motorii. În anumite cazuri, acest lucru poate pune în pericol siguranța rutieră.